Bun găsit, domnilor și domnilor. Meteorologii anunță temperaturi în scădere pentru toată țara. Totuși, în regiunea Muntenii, în Dobrogea Continentală și parte din Oltenia vor mai fi valori caniculare. Până la ora 21, pe parcursul zilei de astăzi, vor fi temperaturi de la 30 până la 34-35 de grade. Mai este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică. El va fi valabil până mâine dimineață la ora 6. Vedem că în zona Dobrogei, Muntenia, Oltenia, Transilvania... În jumătatea sudică a Moldovei vor fi precipitații însoțite de fenomene electrice, căderi de grindină, se vor cumula între 15 și până la 30 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi rafalele vântului de 55-70 km pe oră. În această noapte se vor înregistra minime de la 8 și până la 19 grade, iar mâine temperaturile vor fi în scădere pentru toată țara, valorile maxime urmând a fi cuprinse între 21 și 27 de grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, după amiază apar în orări, vor fi din nou averse fenomene electrice și căderi de grindină la munte, dar și în zona centrală, în sudul, estul țării și pe spații mai mici în rest, se mai pot cumula de la 15 și până la 30 de litri de apă pe metru pătrat și vor fi intensificări ale vântului în timpul ploilor. În capitală, de asemenea, vremea se mai răcorește, se pot înregistra până la 26 de grade. În partea a doua zile e cresc șansele pentru averse și fenomene electrice. Temperaturile însă vor mai crește puțin sâmbătă, atunci când se pot înregistra de la 23 și până la 31 de grade. Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, excepție face zona montană, unde în partea a doua a zilei vor mai fi posibile ploi însoțite de fenomene electrice, dar în plan general vedem că vremea se îmbunătățește ca aspect. De asemenea, în capitală se va mai încălzi, se pot înregistra până la 30 de grade, cerul va fi variabil, iar vântul va avea o prezență moderată. Cam atât despre vreme, numai bine vă doresc!